Așadar, pentru a înmâna premiul Un Suflet, O Luptă, Un Sacrificiu, invit pe scenă domnul Julien Münch. Bună seara, bonsoir, good evening. A iubi viața cu adevărat. A o proteja, a te contopi cu imaginea și valoarea trecutului. Pentru că prin tinerețea există viitor. A avea puterea să zâmbești atunci când sufletul îți plânge, pentru că cel din fața te se uită la tine ca la ultima speranță. Acesta înseamnă să fii medic. Și mai ale, femei, medic, militar. În seara asta am onoarea de a vă prezenta o persoană deosebită, unmenesc premiul Un Suflet, O Luptă, Un Sacrificiu, celei care este prima femeie general comandant al Spitalului Universitar de Urgență Militar Central Carol Davila, medic conferențiar universitar doctor Florentina Ioniță-Radu. Dragii mei, nu spun cât sunt de onorată că sunt în fața dumneavoastră, dar în același timp sunt foarte uimită și nu mă aștept, adică sunt uimită pentru că chiar nu mă așteptam să primesc acest premiu. Este un eveniment beyond borders, așa are sens, eu nu sunt un antreprenor. Eu sunt, pentru o perioadă, comandanta Spitalului Militar Central și sunt mândră de acest lucru, sunt mândră că în această perioadă Spitalul Militar Central este un pol de încredere și de stabilitate al societății românești. Sunt mândră pentru că Spitalul Militar Central a împlinit 190 de ani. În 190 de ani de existență a făcut parte sau a participat la toate evenimentele mari ale istoriei noastre. Și pentru că recent România a fost implicată în evenimente deosebite, aș vrea să spun câteva cuvinte, pentru că acest premiu nu este al meu, ci este al colegilor mei și al Spitalului Militar Central și vă mulțumesc, pentru că este un moment în care trebuie să știm că există Spitalul Militar Central, că este alături de dumneavoastră și că vrem să construim împreună. A fost foarte greu pentru noi acești 2 ani și mă bucur că acest eveniment se întâmplă astăzi, când putem vorbi fără măști. Este o victorie a umanității, o victorie a științei și sper că nu o să mai trecem niciodată prin ce am trecut. Spitalul Militar a fost în frunte în această perioadă. Vă aduc aminte că noi am ridicat primul cort și am inventat acest concept de triaj al pacienților. Apoi am ridicat Spitalul Rol 2 și a trebuit să facem față acestei perioade. Am avut toată această perioadă și Spital COVID la Spitalul Rol 2 și Spitalul Militar Central la bază, care a funcționat ca spital non-COVID, deci noi nu am fost nicio perioadă închiși. Și a trebuit să facem față acestor provocări cu oamenii minunați care trăiesc și lucrează în Spitalul Militar Central. Vorbim despre excelență, da. Oamenii din Spitalul Militar au dovedit că sunt niște oameni de excelență. Sunt niște oameni în care puteți să aveți încredere, sunt oameni foarte bine pregătiți profesional. Avem nevoie de sprijin în a modifica legislația, în a gândi mai suplu, în a modifica medicina românească, dar iară vreau să vă spun, s-au făcut niște lucruri deosebite pentru că noi credem în echipă și facem echipă cu cei care sunt în spital, eu îi consider echipa mea, facem echipă cu dumneavoastră care reprezentați societatea civilă și faptul că am reușit să dobândim niște lucruri este pentru că eu cred în spiritul de echipă. Echipă fac cu familia mea, echipă fac cu dumneavoastră, prietenii mei din sală care m-ați ajutat să ajung în această poziție și m-ați susținut și aș vrea să facem echipă cu toți. Reiterez că este o surpriză pentru mine, că vă mulțumesc foarte mult, că vă doresc să aveți multă sănătate, să nu aveți parte de noi decât ca prieteni, decât la evenimente și la un screening anual pe care îl faceți în Spitalul Militar Central. Vă iubesc, o primăvară fericită cu pace!